Bine v-am regăsit! O avem din nou alături de noi astăzi pe doamna Violeta Hello. Martiniuc, biolog principal, genetică și biologie moleculară în cadrul maternității cu zavodă din Iași. Ne bucurăm că din nou ați revenit alături de noi. Și eu mă bucur că sunt din nou alături de tine. Aș vrea să completăm discuția precedentă în care am povestit despre amniocenteză și cum anume facem tehnicile de diagnostic pe partea de genetică. Aș vrea să discutăm astăzi despre noțiunile generale legate de bolile genetice. Da? Care sunt cele mai frecvente boli genetice care sunt diagnosticate și câteva detalii despre cea mai frecventă boală și anume sindromul Down. Spuneți-ne cam care ar fi procentul de paciente la care se confirmă în urma analizelor o boală genetică. E un procent foarte mic, extrem de mic. Aș putea spune că la 100 de amniocenteze care se procesează, fie pentru un screening biochimic patologic, fie pentru un semn ecografic sugestiv, confirmările din punct de vedere diagnostic sunt până în 2%. Deci cumva 98% rezultatele sunt ok. Asta e cea mai bună veste. Da. Ei, în ăștia 2% avem binecunoscutele trisomii și încep cu cea mai frecventă, trisomia 21, care e cam un caz la 700-800 de nou-născuți, să spunem, cu risc. Da. Trisomia 18, un caz la 5.000-6.000 de nou-născuți și trisomia 13 este și mai rară, un caz la 10.000 de nașteri până la 20.000. Pe lângă aceste trisomii care, evident, asociază tot felul de malformații viscerale, da, mai mult sau mai puțin grave, există și acele boli genetice gonozomale, le numim noi, ale cele care se raportează, se referă la cromozomii sexuali. Și aici avem sindromul Turner la fetițe, care deci în loc să aibă 2 de X, au un singur X. Este sau practic monosomia X. Sau monosomia X, singura monosomie viabilă de altfel, și la băieți sindromul Klinefelter. Deci în loc să aibă un X și un Y, au 2 de X și un Y, deci ei au un X în plus. Probabil că o să le luăm un pic pe rând, nu o să insistăm foarte mult pe detalii științifice, pentru că ideea de bază e să nu zăpăcim persoanele care te urmăresc. De altfel, genetica e destul de complicată. E alambicată chiar și pentru medici uneori, da? Așa, și e important să rețină informațiile cumva de bază. Exact, ca să ne putem descurca, să deslușim care ar fi mai frecvente și mai grave, care ar fi mai rare și mai puțin grave. Am menționat cumva anterior, dar am să discut despre aceste trisomii din nou. Dacă la trisomia 13 și la trisomia 18 fătul nu este adică e viabil, poate să se nască, dar moare de regulă în primul an de viață, sau sarcina se poate opri în evoluție. Așa, la trisomia 21 sarcina decurge bine mersi până la termen. Prognosticul este mult mai bun. Evident că la trisomia 21 vine la pachet cu anumite particularități. Anumite malformații care sunt frecvente, dar și anumite structuri de fenotip. Sigur că da. Malformațiile care pot să fie de cord, cardiace, digestive, mai puțin pe sistem nervos central. Auditive, oculare câteodată. Astea țin deja de manifestarea fenotipică. Exact. Ei au acea disforfie craniofacială caracteristică, care poate fi ușor mascată la fetițe cu tunsori adecvate, chiar și la băieți.
Sunt foarte drăgălași, da. Sunt foarte lipicioși, iubitori, iau în brațe, iau în brațe pe toată lumea, da. Pe toată lumea iubește, le place muzica. Artistici în general. Da. Sunt, se atașează de oricine, adică nu... dincolo de asta există și neajunsurile din nefericire ale acestui sindrom, dat fiind faptul că au o dezvoltare psihomotorie întârziată, care începe cumva să devină evidentă în jurul vârstei de 2 ani. Deci cumva achizițiile, de pe achizițiile se fac mai lent. Vorbirea este relativ simplă, adică nu au un vocabular foarte complicat, dezvoltat, da. Foarte dezvoltat. Există probleme de tonus muscular, o anumită hipotonie. Sigur că da. Au tendința la constipație, cam tendința spre hipotiroidism. Au anumite... tendința de a se îngrășa. Exact. Și de altfel nici dezvoltarea staturală nu este... suficient de înaltă. Sigur, sunt mai minioni și mai durdulii, mai grăsuți. În rest, sunt niște parteneri de joacă. Foarte buni. Foarte buni, da. Sunt buni ascultători. Bine, acum, cu siguranță, părinții care au deja un astfel de copilaș cu sindrom Down, evident că nu este sfârșitul lumii. Bineînțeles, da. Noi avem foarte mulți copilași care vin la control, să spunem așa, și chiar suntem noi surprinși de felul cum au evoluat. Adică, spun poezii în limba engleză, cântă, dansează. Dacă n-ai fi cunoscător și n-ai ști că copilul ăla are sindrom Down, ai putea să spui că e un copil absolut, absolut normal. În anumite circunstanțe, chiar copilașii cu sindrom Down se pot integra chiar și în școli normale cu anumite ajutoare, eu știu, anumite pregătiri suplimentare și așa, se pot integra în societate. De asta nici nu este un motiv în legislație, în reruperea sarcinii pentru sindrom Down. Sunt mai sensibili, dezvoltă infecții respiratorii mai des, infecții urinare, au probleme de auz, de văz, dar astea sunt cumva corectabile. Majoritatea pot să poarte ochelari sau aparate auditive, deci sunt neajunsuri care practic pot fi corectate.